Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Audiență Generală. În emisiunea noastră de astăzi discutăm despre planurile de dezvoltare ale Craiovei. Pentru a începe discuția, ar trebui să dăm câteva detalii despre ceea ce înseamnă zona metropolitană Craiova. Practic, zona metropolitană este o asociere între municipiul Craiova și localitățile limitrofe, comune sau orașe. Este vorba despre Craiova plus 23 de entități administrativ-teritoriale care s-au asociat pentru o dezvoltare comună. Este foarte importantă această asociere, în primul rând că ea dă o dezvoltare unitară a unei zone care, iată, dăm și câteva cifre, cuprinde 357.000 de locuitori și reunește 54% din întreaga populație a județului Dolj, iar suprafața înglobează 150.000 de hectare, reprezentând 20% din suprafața totală a județului Dolj. Principala menire, ca să zic așa, a acestei asociații este că ea poate accesa fonduri de la Uniunea Europeană mult mai bine. Haideți să dăm citire și localităților care fac parte din zona metropolitană. Deci avem Craiova, Filiaș, Segarcea, Almăș, Brădești, Breasta, Bucovăț, Calopăr, Cârcea, Coșoveni, Coțofenii din față, Ghercești, Ișalnița, Malu Mare, Mischi, Murgaș, Pielești, Predești, Șimnicu de Sus, Teasc, Terpezița, Țuglui, Vârvărul de Jos și Vela. Iată, deci, Craiova plus 23 de localități și pentru a discuta despre proiectele care se află în portofoliu pentru perioada următoare, 2014-2020, am invitat alături de mine pe Cosmin Vasile, director executiv al zonei metropolitane Craiova. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Și pe domnul viceprimar Dan Dașoveanu. Bună seara, bine ați revenit din nou, domnule viceprimar, e o plăcere să vă avem printre noi! Bună seara, bine v-am regăsit după vacanța, care sper că a fost prielnică, v-ați reîncărcat bateriile. Unii au fost, alții așteaptă să plece. Din septembrie vom fi în formulă completă, atât noi cât și dumneavoastră, cât și telespectatorii, sper, și vor fi alături de noi la audiență generală. Așadar, domnule Cosmin Vasile, am dat câteva detalii în mare despre această zonă metropolitană care, iată, funcționează de ceva vreme, a apucat să acceseze câteva proiecte cu fonduri europene, dar urmează o nouă perioadă, 2014-2020, după cum știm, este un exercițiu financiar în care Uniunea Europeană pune la dispoziția României miliarde de euro din fondurile europene pentru, printre altele, această dezvoltare regională, locală și regională. Haideți să vedem care a fost activitatea din ultima perioadă și în cele din urmă vom ajunge să discutăm despre acest portofoliu de proiecte care este foarte important. Da, de ceva vreme funcționăm, noi suntem înființați în anul 2008, este o prevedere care prima dată a fost negociată cu Uniunea Europeană, capitolul 22 de aderare la Uniunea Europeană, asta încă din anul 2003 și normal, ulterior au urmat pașii legislativ concreți, hotărârea de guvern 998 pe 2008 a dat statutul și Craiovei, pe lângă alte 6 mari orașe, de pol de dezvoltare. Deci, practic, în țară avem 6... Și încă 6, în afară de Craiova, 7 poli de creștere, ziceau ei, pentru că ce a zis și partea română și partea europeană, în afară de București, care deja suferă deja este mai mult decât dezvoltat față de restul României, de o hipertrofie chiar, și restul zonelor trebuie să se dezvolte, dar cum? Această dezvoltare policentrică în jurul celor mai mari municipii reședințe de județ, pentru că acolo este concentrată și cea mai mare forță de muncă și cele mai multe resurse, ori dezvoltând un pol de creștere, automat în jurul lui se degajă dezvoltare. De asta au apărut zonele metropolitane. Iar orașul nostru, am înțeles că este cel mai mare pe o rază de vreo 200 de kilometri. Într-unul din studii, da, partea bună a Craiovei, Craiova este cel mai mare oraș din sud-vestul României, din sud României, până la urmă, este orașul care e capitala Olteniei și pe o rază de 100 de kilometri are și cea mai mare concentrare de populație. Clar, deci incluzând este... și câteva orașe și din județ, Bulgaria, evident. Incluzând și
o mare parte din Oltenia și noi zicem că nu, în viitor... De fapt, în Bulgaria mi se pare că este celălalt cerc de 200 de kilometri care... Noi zicem că pe viitor Craiova va fi nu doar un... Având în vedere că suntem pe coridorul 4 european, că avem legătura cu podul, cu calafatul, încercăm să devenim pe lângă un cel mai important, că suntem cel mai important oraș din Oltenia, dar și un oraș care să polarizeze și ce înseamnă nordul Bulgariei. Deja... Deci, teoretic, în varianta actuală, având în vedere că Serbia încă nu este în Uniunea Europeană, pe aici ar trebui să treacă coridorul european, să treacă persoanele și mărfurile dinspre Europa de Nord până în Bulgaria și Grecia. Și știți că are cel mai mare potențial logistic Craiova din această parte a României. Ori s-a început și la noi, am zis în 2008, în 2009 s-a înființat la tribunal, la judecătorie zona metropolitană, este o asociație de dezvoltare intercomunitară, acesta este statutul nostru legal. Suntem și pe ordonanța 26 a asociațiilor și fundațiilor, funcționăm și pe prevederile legii 215 a instanței publice. Funcționează din 2008, spuneți dumneavoastră. Da, au fost Craiova și încă 5 localități atunci. Avem câteva proiecte, da, s-a amintit, câteva proiecte care au fost accesate pe zona metropolitană, dacă nu mă înșel, pasajele rutiere. Au fost pasaje rutiere, au fost un întreg portofoliu în acel plan de integrat de dezvoltare urbană, documentul care a generat atunci această asociere. Pasajele, da, este unul dintre exemple, sau alt proiect, Caracal, strada, altul proiect, iarăși este Râului. Strada Râului sunt accesate. Tot ce s-a făcut acum, Caracal abia finalizat, Râului se lucrează. Sunt proiecte accesate nu pe zona, pe baza strategiei zonei metropolitane. Pentru că aplicanții au fost fiecare consiliu local în parte, doar 3 dintre proiecte au fost aplicate de parteneriat între două consilii. S-a luat această decizie atunci datorită faptului că zona metropolitană nu avea capacitate administrativă încă. Era un singur angajat și urma. Acum ne-am dezvoltat și avem și un aparat administrativ care scrie și implementează proiecte. S-a dezvoltat în trepte, da? S-a ajuns la 23 de la 5 localități în 2008. În 2012 am început o extindere mult mai amplă. În 2012 am mai aderat câteva localități. În 2013 am ajuns unii și primari, în două orașe. Unii primari am văzut că erau nemulțumiți în sensul că considerau ei că din această asociere cel mai mult are de câștigat Craiova. Evident că municipiul atrage cele mai multe fonduri, dar am văzut că în acel portofoliu de proiecte există și proiecte pe Piliaș, pe Segarcea. Să știți că odată ce s-a început partea și până nu fiind un concept nou în România, poate că a fost și puțin scepticism, merge, nu merge. A fost și o oarecare superficialitate în abordare, pentru că să știți că au fost consilii locale care au refuzat aderarea zona metropolitană. Neavând toate datele, credeau, intrăm acolo, înseamnă că ne lipim de Craiova, nu mai suntem consiliul local, independent. Că ne pierdem, devenim cetățeni ai Craiovei automat. Eu din Țuglui plătesc taxe și impozite ca în Craiova. Nu le-ar fi convenit și e normal să nu-ți convine. Nu am înțeles că această entitate este gândită să... Este o strict voluntară și fiecare unitate administrativă teritorială rămâne autonomă în continuare. Nu facem decât să gândim și să planificăm împreună. Nu există o relație de subordonare, vă dați seama. Bun, haideți să luăm un prim proiect. Vom discuta pe proiecte, pentru că sunt aceste proiecte incluse în strategia dumneavoastră în perioada următoare. Știm că avem cele două pasaje, dar printre proiectele care figurează pentru perioada următoare, avem și un pasaj și o pasarelă la intersecția Calea București cu Carol I. Cum va arăta? Pasarelă pietonală. Pasarelă pietonală, da. Evident. Da, sunt câteva proiecte pe care cred că vor mai apărea două, sunt încă proiecte, este la stadiu de idee de proiect până la urmă, sunt luate după un model, cred că în China, aproximat, doamna primar l-a promovat foarte mult, pasarele pietonale pe rotund, cum ar veni, pe intersecțiile mari. Și la piață e gândit să apară un asemenea proiect și... Deci, practic, nu va fi o pasarelă dintr-o parte în alta a străzii. Va fi o pasarelă care va fi deasupra intersecției. Deasupra intersecției. Cu cădere în... În cele laturi respective, da. Da? Da, da. Deci, și asta va fi deasupra, probabil, sensului giratoriu de la Universitate de jos?
momentan, în sensul generatorul așa ulterior. Așa ar trebui să fie. Da, ulterior. Poate ne explică domnul viceprimar cum va rezolva problema această pasarelă și pasaj. Se vorbește de ceva vreme că poate acel pasaj ar fi trebuit dus până spre piața centrală. Acel pasaj deja există. Pasaj suprateran, da. Da. Oricum, proiectul pe care eu l-am văzut prima dată la sfârșitul primului meu mandat 92-96, privind cele două pasaje, cel suprateran și cel subteran, nu a asemănat deloc cu ceea ce s-a realizat până la sfârșit, adică amândouă au fost ciuntite cam cu 40% din de ce? Ceea ce era planurile elaborat. Pe care ați văzut dumneavoastră, planul cum arăta? Inițial era pasajul subteran să ajungă să iese la Țărâncuța, deci în Carol, să rezolve, iar celălalt să vină pe deasupra până la aproape de piața. Așa au fost primele expuse de niște proiectanți de la București, anii 95-96. Ulterior ce s-a văzut credeți dumneavoastră că s-a ales varianta scurtă? Probabil din cauza de finanțare? E greu de spus. Știți cum e? După e foarte greu să găsești justificări și toată lumea cred că, sau fiecare are justificarea lui. Din păcate s-au făcut aceste pasaje. E bine că s-au făcut, dar s-au făcut cu un randament sau cu un câștig efectiv destul de redus, din păcate, pentru circulația din Craiova. Și din aceste motive, doamna primar a preluat o idee în urma unei vizite în China și noi o să facem prima încercare, o să fie la ieșirea din Craiova, intersecția Calea București cu strada Tehnicii, acolo unde o să fie primul proiect pilot. Se va face și un sens giratorii, dar se va face și un prim pasaj. Da, și un după pod, după unde pod. Se duce intrarea către Popeci, cum ar veni, da? Da, da. La dreapta. În cartier, în stânga Lăpuș, în dreapta către Popeci. Acolo va fi primul pasaj primul pasaj pietonal. Astfel încât să reușim să creăm o fluiditate a circulației practic rutiere, să nu mai existe întrecere de pietoni. S-a constatat cea mai mare pierdere se datorează celor 30-35 de secunde în care sensurile sunt blocate datorită pietonilor. Dar știți unde am văzut asemenea pasarele? La Otopeni. Nu poți să treci dintr-o parte într-o altă străzi și decât foarte bine, pe pasarele. Da. Și au realizat o fluiditate și o circulație normală prin orașul Otopeni. Cum să spun, eu cred că ele își vor atinge scopul și cel de la universitate, pentru că va dispare sensul giratoriu în momentul în care se va da drumul la tramvai. Și asta vreau să vă întreb. Apare. Se dă drumul la tramvai? Da, se va da drumul. Când se preconizează că se dă drumul la tramvai? Păi o să se facă recepția în prima fază, deci în următoarele două săptămâni va fi recepția la linia de tramvai. Clar. Și urmând după aceea partea de reabilitare a alimentării cu energie electrică, deci a firului respectiv, eu cred că tramvaiul va fi funcțional la sfârșitul anului. În mod normal, dacă toate lucrurile vor decurge acum, ca acum. Circulația este cum este, având în vedere că nu circulă tramvaiul. Dar acum cum va fi cum rezolvată este? Problema în momentul în care... Semafoare. Deci va dispare sensul giratoriu. Vor fi pasajele pentru pietoni, vor dispare timpii afectației traversării pietonilor și atunci, normal, semafoarele vor putea, într-un fel sau altul, să intre în corelare, dacă nu să fie o undă verde totală, Calea București, cel puțin să avem o undă verde între intersecția cu Carol, după aceea la intersecția de la piață, da? Și până la facultatea de mecanică. Deci măcar acest tronson de 2 km, la semafor, da, până să fie, exact. Până pe sub pasajul aici s-ar subteran. Putea, în mod normal, în urma lucrărilor care se efectuează în acest moment, să se realizeze. Eu aș vrea, dacă îmi dai voie, să fac o mică remarcă la preambulul pe care l-ai făcut tu la zona metropolitană, dacă îmi permiți. Evident. Este foarte clar că realizarea unei zone metropolitane eficiente este în primul rând o decizie politică. E o decizie politică a administrațiilor locale, respective care trebuie să înțeleagă
că o astfel de asociere le creează mai multă flexibilitate, mai multă productivitate, le face să devină proactive. Dar în același timp trebuie să își dea seama că trebuie să treacă la nivelul superior al ceea ce înseamnă administrația locală. Adică o administrație locală în care să primordial să existe dialogul. Și hai să recunoaștem că există o serie de comune, de primării, care nu prea știu să facă proiecte. Și chestia asta eu zic că îi ajută. Exact. Ar crea acea sinergie a tuturor elementelor din cadrul unei zone metropolitane, astfel încât să se poată realiza proiecte efectiv pentru îmbunătățirea calității vieții în întreaga zonă metropolitană. Gândiți-vă cum ar fi un proiect, deci, de tramvai dus până la Ișanița sau dus până în altă comună, în sudul toate aceste proiecte dintr-o dată realizate, da, ar crește nivelul de trai al cetățenilor din acele comune, da, extraordinar de mult. Costurile lor de a veni, cei care sunt navetiști, fac costurile lor. Domnul Dașor, avem undeva, spuneați că doamna primară a văzut acest model de pasarelă în China. Avem undeva un model ca să putem să-l arătăm în zilele următoare? Da, există. Deci este un model chiar, mie mi s-a părut chiar foarte curajos, pentru că are și urcare cu este un proiect modern pentru anul 2015, da? Care, așa cum cred că v-a obișnuit Lia Olguța Vasilescu, și cu elementele estetice necesare, nu numai cele funcționale. Pentru că, dacă ați observat, ceea ce am făcut în ultimii 3 ani de zile au avut și o parte esențială și care cred că ne creează o notă aparte Craiovei prin elementele estetice. Deci, în afară de această pasarelă, în zonă vom avea și un pasaj suprateran, da? Nu în zona aceasta, nu va fi. Bine. Nu, acolo va fi numai un sens giratoriu mai mare, deci mult mai mare. Și pasarela, da, pentru pietoni în zona de la Tisa. După pauză o să dezvoltăm puțin acest subiect, trebuie să luăm pauză și revenim. Pauză de publicitate. Suntem din nou în direct la audiență generală și vorbim despre planurile de dezvoltare ale Craiovei pentru perioada următoare. Invitații mei sunt Cosmin Vasile, directorul zonei metropolitane Craiova, și domnul viceprimar Dan Dașoveanu. Înainte de pauză discutam despre faptul că pe această zonă metropolitană, de fapt o asociere între municipiul Craiova și 23 de localități învecinate, se pot accesa foarte mulți bani europeni. S-au accesat deja în perioada 2007-2014, fiind perioada în care Uniunea Europeană ne-a pus la dispoziție fonduri pentru dezvoltare, dar există și o serie de proiecte pentru perioada următoare. Discutam despre aceste pasaje subteran, suprateran din centrul Craiovei și spuneam că în planurile de dezvoltare există o pasarelă pietonală
Foarte interesant ideea, care va fi amplasată undeva deasupra actualului sens giratoriu de la Universitate, de jos de la linia de tramvai. Deci, practic, va fi o pasarelă piatonală cu deschidere către toate cele patru artere. Întrebarea mea este dacă această pasarelă va fi dublată sau nu de un pasaj aici rămăsesem, de lămurit. Și nu, domnul Dașoveanu. Nu, nu o să fie dublat de pasaj. Momentan deci, rămânem pe varianta aceasta. De pasarelă. Bun. Pasarelă. Dar, în schimb, avem în plan un alt pasaj suprateran la în zona Bordei. Eu am avut ocazia să fac un reportaj acolo pentru Gazeta de Sud și odată cu dezvoltarea cartierului Bariera Vâlcii se poate intra și pe această zonă, prin zona Bordei. Din păcate și-am înțeles că regulamentele feroviare nu permit, în mod normal n-ar avea voie nimeni să treacă pe acolo, pe la barieră, peste atâtea linii de cale ferată. Oamenii totuși așteaptă și am cronometrat-o, au stat și o oră jumate ca să treacă acele linii. Ei bine, acolo chiar cred că se impune un pasaj și poate ne spune domnul Dașoveanu cam cum trebuie să arate. Un pasaj normal. Zona este locuită de câteva mii de oameni. Majoritatea lucrează către centru, deci trebuie să plece din acea zonă traversând această trecere de cale ferată care arată foarte rău. Acum se lucrează la SF-ul pentru acest pasaj. Normal că sunt câteva reguli clare din cauza liniei de înaltă care este a CFR-ului. Trebuie luate niște măsuri de protecție deosebite, deci va fi un pasaj la o înălțime puțin mai, să spunem așa, atipică, da? Nu este ca peste un râu sau... Cam ca la București, când te duci să intri în București pe sub podul Grant, adică depășește stâlpii de înaltă, da, exact, tensiunea, da, exact, liniei, da, feroviare. Da. Așa că va pleca destul de departe față, ca să reușească să aibă panta necesară să ajungă până la înălțimea dată de normele de securitate. Bun, pentru că tot vine vorba de infrastructură, mai sunt în plan și reabilitarea unor artere importante, probabil care n-au fost prinse acum în... Mai sunt încă trei pachete de străzi. Lucrăm, deci prima e de trei străzi, după aceea 11 străzi și ultimul pachet, nu știu, 7 sau 9. Deci la care sunt diverse stadii de licitație, SF-ul, licitație. Deci vor demara până în 2016, până la mijlocul anului, toate vor fi, să spunem așa, cu licitații terminate și încredințate constructorilor. Dar trei pachete separate le-am făcut separate. Aștia care se vor face, să spunem așa, reabilitare, reparație capitală 100%, pentru că contractul cadru va continua și se vor realiza foarte multe alte artere mai scurte, deci 300-400 de metri ca lungime, dar care se vor face tot așa, din bordură în bordură. Deci, dar pe contractul cadru. Deci, cred că în 2017, la începutul 2017, greu se va mai găsi o groapă în... Păi asta zic și eu. Deci am avut perioada asta în care am toate marile bulevarde, am venit cu modernizări, cu reparații pe bani europeni și de la bugetul municipiului în fiecare mandat, ca să zic așa, pentru că de obicei am văzut că se merge pe contracte cadru, adică negociesc o firmă și mergi pe 4 ani ca să mai faci de fiecare dată licitație și aloci o anumită sumă anual în buget pentru... Aș vrea să vă spun însă că avem o problemă care se tot repetă și trebuie să fie, să spunem așa, enunțat. Avem foarte mari probleme cu proiectul. Deci cu firmele care fac proiectele. Peste tot, la absolut toate lucrările pe care le avem în desfășurare în acest an, întârzierile, fără excepție, se datorează proiectantului.
E adevărat că se văd, la prima vedere ar părea că e constructorul cel care întârzie. Dar nu, da, este așa adevărat. S-ar gândit toată lumea. E mai greu să construiești. Nu este adevărat. Părerea mea că în curând vom face o listă neagră a proiectanților care nu se vom încerca să nu-i mai primim la licitație. Se poate așa ceva? Pentru, încercăm să vedem. Eu cred că vom putea, pentru că deja, cum să spun, suntem cu nervii la pământ din cauza acestor proiecte făcute din birou, făcute fără să se vadă efectiv în teren care este starea terenului. Și aceste proiecte, problemele cu proiectanții sunt pe foarte mai peste proiecte tot, la europene? La toate, inclusiv acum ce se întâmplă pe calea București se datorează tot proiectanților. Deci, cum să spun, sunt, am înțeles odată de două ori, dar frecvența acestor erori în proiectare, faptul că în permanență se tot vine cu dispoziții de șantier și de la momentul în care se constată că trebuie să se facă o nouă dispoziție de șantier, să se schimbe proiectul, până la momentul în care efectiv se face, durează câteva săptămâni și vă dați seama, sunt proiecte care s-a început lucrarea de, să zicem, 6 luni de zile și până acum au fost 15 dispoziții de șantier. Vreau să zic, acele 15, numai de la proiect, fiecare, aș vrea, fiecare dispoziție de șantier a însemnat cel puțin 2 săptămâni întârziere. Fiecare. Deci pe anumit tronson nu ne-a se putea efectua o lucrare. Perului tot din Perului, cauza... Da, Perului din cauza la casetare. A fost problemă de proiectare, pentru că ei nu au gândit faptul că canalul a deversat așa de mult în partea rutieră și că acolo ceea ce se vede de sub asfalt nu mai are, cum să spun, calitatea și consistența necesară, da? Din cauza... A erodat. Era erodat. Acum a trebuit să se vină cu un perete de beton care se pune ca să nu mai vină dinspre canal. Deci toate aceste lucrări au însemnat foarte mult timp până să se ia decizia proiectantului, da? Până să se ia acordul celui care finanțează. Plus acordul autorității de management. Pentru că am vorbit de râul lui, mi-am adus aminte că am văzut că râul este prevăzut și cu piste pentru bicicliști. S-a și făcut o parte. Dar exact asta vreau să vă întreb, pentru că distanța între un sens și altul este apreciabilă. Totuși, acele piste pentru bicicliști sunt foarte înguste. Mă întreb de ce proiectantul nu a prevăzut o pistă mai largă, pentru că spațiul este. Dacă ar fi fost făcută cum s-a făcut pe Caracal, unde n-au avut unde să facă și au făcut-o foarte prost pe trotuare, evident, mașinile sunt parcate tot timpul pe acea pistă. Ca să vedeți cât de prost a fost făcut proiectul, vă dau un singur exemplu. Nu numai lățimea benzii, dar dacă vă imaginați cum arată râul, are 3 sau 4 poduri pe care se intersectează. Nu există niciun detaliu. Unde se va duce pista de biciclete la pod? Da? Deci când s-a dat prima dată proiectul, n-a existat niciun detaliu. Deci pistele de biciclete se opreau în podul acela. Nu erau, îl bagi pe partea carosabilă jos, cum e în Germania, în Franța, da? Se coboară și bicicleta poate să mergă și pe partea... Deci am văzut un oraș exact. Orașe precum Parisul nu este foarte aglomerat. Deci, și totuși acolo se circulă cu bicicleta pe stradă. Sunt deci zone acest delimitate. Amănunt nu exista în proiectul care s-a dat. Deci foarte multe chestii care, cum să spun, pentru noi cei din administrație te enervează. Dumneavoastră ca și cetățeni, normal că ne acuzați pe noi. Dar noi suntem, cum să spun, între Ciocan și Nicovală. De o parte a venit un proiectant care v-ați vine interesat și puteți să faceți o listă neagră și la un moment dat... Este, da? Într-adevăr, e un ordin deja. E ordinea la ANRMAP-ului, ordinul al Agenției Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, care nu spune că puteți. Spune că, după ce s-a îndeplinit un contract, în termen de 45 de zile, autoritatea contractantă, pe site-ul ANRMAP și se loghează pe principiul înscriere logare, trebuie să publici o notificare la contractul pe care tocmai l-a executat, cum s-a îndeplinit executantul clauzele contractuale. Deci, noi avem, acum ne apucăm, nu, să facem această listă, nu avem... Nu este făcut o listă, nu se scrie, dar când s-a terminat, normal că
Adică normal că se publică, dacă e chiar deja interesant. Și când o să întâlniți? Să ne dați și noi să publicăm, să știe lumea ce și... cine nu se ține de treabă, pentru că într-adevăr, lumea pe cine să înjure? Pe primar și pe viceprimar. Exact. Da? Nu, mai puțin, mai pe, puțin pe consilier. Mai puțin pe viceprimar. Pe primar. Pe primar. Toată lumea înjură pe primar. Și vorbeam de pasaj. Să știți că pasajul e un rezultat al unui, exact ce vorbeam mai devreme, al unui strategii și gândiri comune. Pentru că încă din la finalul 2012, începutului 2013, am început noi să creionăm mult spus portofoliul de proiecte, ci să vedem nevoile și prioritățile fiecărei administrații publice locale. De la Craiova până la cea de-a 23-a localitate pe care a spus-o dumneavoastră. După ce am stat cu fiecare consiliu local, cu fiecare primar, de multe ori de vorbă și doar echipa noastră și cu echipa de la DR și cu... una din ideile pe care ne-a reieșit atunci a fost aceea de a crea două inele de circulație. Primul inel de circulație pe care... la care o să lucrăm și care va fi creat, va fi un inel de circulație în jurul Craiovei. De ce? Ca să descongestionăm traficul de aici. Vă gândiți la centuri ocolitoare? Nu. Sunt centurile... interiorul, sunt în interior. Da, sunt comune care pot fi legate între ele, fără să fie nevoie să mai intri în Craiova. Fără să fie nevoie să intri din Breasta în Craiova și după aceea să ieși în Bucovăț. Ele sunt legate deja între Breasta și Bucovăț, radiar, ca să zic așa. Da. Între Breasta și Bucovăț, peste deal, e un drum de 4 km, de un județean de pământ. E prevăzut spre finanțare. Între Ișcealnița, Șimnic, Mischii, norocul nostru este de un județean, intră strategia Consiliului, va fi aplicat, merge până jos la Teslui, intră în alt. Un exemplu de acest gen, mă scuzați că vă întrerup, între Bucovăț și Podari. Care s-a au făcut acel drum asfaltat pe deasupra dealurilor. Pe deal. Exact. Nu mai e nevoie să intri în Craiova. În felul acesta am zis, dacă noi ocolim Craiova, cetățean obișnuit are treabă în Bucovăț, din Breasta și ocolind Craiova, automat cădem mult numărul autovehiculelor. Și al doilea, acela de inel de circulație în interiorul Craiovei. Pasajul este una din exemple, străpungerea de pe Traian Lalescu e un alt proiect în care tot la fel putem să facem cu potelul legătura. E și pentru urat, este mai mult decât benefic să poată circula radial în jurul Craiovei, în interiorul Craiovei, și de aici așa sunt și câteva... Și pentru că ați adus vorba de rat, un alt proiect este extinderea transportului local până în al ratului, până în unele localități limitrofe, nu toate. Avem câteva localități. Avem la ora aceasta în mai multe... Chelești, Vârvor... Sunt mult mai multe care își doresc. Bineînțeles că sunt două lucruri obligatorii. Unul să-și dorească și să voteze Consiliul Local de delegarea serviciului public și al doilea să fie și rentabil, pentru ca să mergi într-un sătuc cu 10 locuitori, cu un autobuz de 30, nu. Pentru 10 locuitori. Partea de rentabilitate, se cer rute, normal, probabil să fac niște studii de trafic. Studii de trafic, rute, avem deja niște studii de trafic, niște rute, pot să fie deservite și de microbus de 16 locuri, pot fi deservite anumite rute de autobuz de 100 de locuri. Și sunt câteva localități care se califică deja? Care se califică deja. Cine ar fi? Unde s-au mutat mulți Craioveni? Predești își dorește, Filiașul își dorește, să știți, își doresc, Chedeștiul își dorea și era o idee mai veche, inclusiv tramvai până acolo. Dar pe ce înseamnă transport, am gândit mai multe proiecte. Noi ne zicem că important este dacă avem, cum să spun, flotă de autobuze. Unul dintre ele este și ne permite acum programul operațional regional, pe lângă acordul cadru pe care l-a făcut Primăria Craiova cu cele 50 de autobuze, e ceva extraordinar, putem să achiziționăm autobuze ecologice pe programul operațional regional, inclusiv tramvaie. Bine, tramvaiele sunt ceva cam scumpe. Dar asta depinde doar de Craiova, dacă își dorește să o să revenim puțin și la tramvaie. O să-l întreb pe domnul viceprimar cum stăm cu derularea acestui contract, cu achiziția de autobuze. Chiar zilele acestea am mai comandat 7. 7 autobuze. Autobuze pentru care trebuie să livrarea când? Anul acesta. Anul acesta. Anul acesta, da. Bun, probabil că în această perioadă craiovenii așteaptă, ca și pe alte trasee, normal, au intrat prima dată traseele mari, traseele în principal circuitul 1R, 2R. Noi mă gândim împreună cu un partener din Germania foarte bun, chiar este specificul lui în a face planul de mobilitate. Cu Ratu am discutat
foarte îndeaproape. Sunt mai multe proiecte care la nivelul zonei metropolitane, pentru că în primul rând o zonă metropolitană se dezvoltă dacă accesibilitatea în și dinspre este mare. Dacă foarte repede comunici cu o parte, cel din Filiaș ajunge în Segarcea și știe când este și tramvaiul și autobuzul și care sunt liniile, e mai mult decât benefic. Partea de autobuze ne permite programul, ceea ce e extraordinar. Partea de stații de autobuz. Putem de data aceasta să gândim, și înainte a fost gândit, acum un an și jumătate s-a dorit, dar numai regimul juridic al acelor stații de autobuz semna un an și ceva de pregătirea unui proiect și nu aveam timp să depunem. Mai apare un proiect nou pe care împreună cu RATU avem de gând să-l accesăm, și anume pentru prima dată în Craiova va trebui să vom face o parcare ride and go. La ieșire din Craiova, noi am identificat zona Făcăi, pot fi și altele, ca să nu mai intri cu autobuzul, cu mașina proprie, să încurci circulația, să e parcare în care vor fi și staționate autobuzele RAT. Taxa de parcare va fi un bilet pe toate liniile RAT pe o zi. Omul își lasă mașina acolo și pleacă unde are nevoie. Și asta ajută. Ziceam de transportul public metropolitan. E o idee pe care multe comune o doresc și sunt convins că acesta este și viitorul până la urmă. Ar fi interesant să mergi cu autobuzul RAT până la, probabil cu microbuz, nu chiar autobuz mare, microbuz, la Filiaș, să zicem, sau până la Segarce. Cu un abonament poți să vii de la Filiaș, te duci la școală, te duci la cumpărături la ce supermarket vrei și te și întorci. E clar, Filiașul va fi cu tramvai. Legat. Iar, dacă va fi vreodată, da, va fi cu tramvai. Cu tramvai? Da. Totuși sunt 30 de kilometri. Da. Există o normă de kilometri, adică până în 15-17 kilometri merge cu autobuzul să mergi, dar după aceea timpul pe care îl faci, da, îl pierzi. Sunt anumite acum care câțiva ani au venit niște colegi din presa centrală în Craiova, da, și mi-au spus: voi sunteți orașul ăla cu o singură linie de tramvai. Deci, iată că n-am reușit să facem, da, bine. În cât s-a dat? În 86 sau 87 s-a dat tramvaiul? Da. Da. Și după aia, după 90, nu s-a mai întâmplat nimic, dar am înțeles că mai era încă o linie proiectată în Cruce, adică de la gară spre Romanești, în, da, Cruce. Exact. Dar avem acum acest proiect, am înțeles că în afară de porțiunile care deja sunt incluse sau reabilitat linia, urmează partea electrică, instalația, mai și avem incluși 5 km de la Craiova la Ișanița, pentru că ăștia nu sunt incluși. Da, inclusiv... Da. Electrificarea, inclusiv... Ele urmează. Da, urmează aceasta să fie clar. Bun, și acum ajungem la un alt proiect, achiziția de tramvaie noi. Practic, noi în flota RAT-ului nu știu de când a fost achiziționat ultimul tramvai nou. Nou? Probabil a fost făcut pe la electroputere, înainte sau după Revoluție. S-au luat tramvaie second-hand, aduse din... 23 de ani, 24 de ani, cred. Aduse din Germania, recondiționate. Dacă n-ar fi fonduri europene, deja nu... 2003 s-au luat din Germania second-hand. Bun. Dar avem aceste... Vor circula pentru început aceste tramvaie, care au fost decorate tematic de către RAT. Nu numai, s-a lucrat puțin și la partea de rulare. Să nu fim răutăcioși. La partea de rulare și la partea de... Și la partea de rulare... Și habitatul a fost... Nu numai la design și la schimba scaunele și ăștia, dar... Scaunele am văzut că au fost toate... Și la partea de rulare, să le fac că... Puțin mai silențioase, să nu mai zdroncă că era problema, era zgomot infernal. Plus că am văzut că le s-a mai aplicat ceva pe la bord, ceva, niște componente electronice, să anunțe stațiile, scaunele s-au mai descompletat cele de la autobuzele acelea... Breda, Menarini, care se află în parcul RAT și s-au instalat acele scaune în exact, tramvai. Nu, exact. Mă rog, arată ca orice tramvai... Știți că sub 1,5 milioane nu găsești tramvai nou, sub 1,5 milioane. Am înțeles, sub 1,5 milioane. Asta a fost făcut cu doar... nu știu. Atunci când am scris despre acest proiect, m-am interesat cum au procedat și alte municipalități și spre surprinderea mea am văzut că, spre exemplu, la Arad, au luat tramvaie de la Samsung. Samsung, scuzați-mă. Siemens. Le-au luat de noi. Acum depinde fiecare ce priorități are. Acum, pe noul exercițiu bugetar, transportul electric este încurajat.
Deci sunt șanse mari ca să putem cel să luăm. Ecologic, ca să zic. Exact. Și considerat ecologic și de electricul este pe primul loc. Așa că e posibil să avem șanse și să putem lua... Am văzut că alte orașe, spre exemplu Timișoara, au optat pentru modernizare, 450-500 de mii de euro. 500 de mii bucata la Astra. Da. Iar Iașu tot la fel, modernizate 400-500 de mii bucata tot. Acestea sunt prețurile, deci unul modernizat 500 de mii, unul nou peste 1 milion. Depinde cât este de bun și de modern. Și cât design am putea să luăm? Nu este făcut vreun SF-ul? Nu se știe cât se acordă pentru... Vom vedea cât va fi alocarea bugetară pentru... Alocarea bugetară. Pentru că dacă te-a pus să iei un tramvai la 1,5 milioane, ai luat 4-5 tramvaie și ai făcut o grămadă de bani. Da. Dar la liniile noastre, că avem două, da, dus întors, care unesc estul cu vestul... Contează fiecare normă, normal. Dar asta strict depinde de alocarea bugetară pe ce înseamnă... Da. Alocarea bugetară din programul operațional regional. La asta ne referam. Deocamdată PUR-ul a fost aprobat. Primele ghiduri au apărut spre consultare, dați ghidurile pentru IMM-uri. Pentru autorități publice, cred că din partea a doua lui septembrie încep să apară. Unele orașe au troleu, poate, și acest... Această variantă ar putea fi luată. Mulți s-au întrebat de ce... Și... Da. Mulți s-au întrebat de ce, domnule, dar... Dacă tot ați făcut pasajul ăla, de ce ați mai pus tramvaiul? Că și așa era o singură linie și... Deci asta a început să... Da, și proiectul ăsta se mergea că... Aveai totuși ceva, n-avea rost să schimbăm dintr-o dată tramvaiul în... Da. Haideți să mai luăm o scurtă pauză și revenim cu ultima parte în care mai avem câteva proiecte, și atât în Craiova cât și în localitățile limitrofe. Pauză și revenim. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Suntem din nou în direct la audiență generală, discutăm despre planurile de dezvoltare ale Craiovei în perioada următoare până în 2020. Am discutat până acum despre infrastructură, extinderea transportului local până în localitățile învecinate. A rămas să discutăm în această parte despre infrastructura educativă, de educație. Și spuneam că în plan este și reabilitarea câtorva licee foarte importante, dar și școli. Avem și școli, liceul Carol I, liceul Frații Buzești, Elena Cuza, cele trei mari, plus câteva școli importante, la care se adaugă și infrastructura de sănătate, practic spitalele care aparțin, care sunt gestionate cele trei, care aparțin cele trei de Neuro, de Spitalul 2 și Spitalul 3. Infecțioase. Deci eu zic că aici este cel mai clar exemplu al unei administrații care chiar a avut grijă de cetățeni. S-au investit enorm
în reabilitarea spitalelor și cred că se poate vedea peste tot, la filantropia, la maternitate, la neuros, deci corpul de clădire de la neuro care este complet reabilitat, mai avem de făcut doar acoperișul și anveloparea, la Victor Babeș derulăm în acest moment, deci am terminat 2 etaje și jumătate cu toată dotarea, sunt la, să spunem așa, la țiplă, cred că de ziua porților deschise o să le deschidem oficial, așa cum se va deschide și ambulatoriul de la Neuro tot pe 22 august. Și în aceste zile, vineri s-a pus pe SEAP întreg caietul de sarcini pentru o licitație pentru încă 2 etaje și jumătate, casa scării și aula, astfel încât corpul central de la Victor Babeș va fi complet reabilitat. Iar pe un proiect BERD, care se cam întârzie, s-a tot frânat. Acum avem toată documentația, este predată și sperăm să cât de repede să aibă loc și licitația. Urmează să facem partea de pentru pneumonie. Deci clădirea pentru boli de plămâni. De asemenea, proiectul central este acel reabilitarea, de fapt, construirea pe scheletul vechi de lângă spitalul de infecțioase, așa numitul schelet SIDA, da? Unde se vor muta secții de la filantropia și care va fi iar nou. Și vreau să vă spun că astăzi am cerut directoarelor de la cele 3 spitale, pentru că sunt 3 doamne directoare, un necesar în ceea ce privește aparatura pentru următorii 5 ani de zile. Deci vrem să vedem cum putem, pe lângă Ministerul Sănătății, care și au accesat, au acordat destul de mulți bani pentru aparatură, să venim și noi alături de Ministerul Sănătății, astfel încât toate aceste 3 spitale să reușim să le dotăm cu aparatură de ultimă generație. Pentru că aici ar mai fi, să spunem așa, un punct la care mai avem de lucrat. În ceea ce privește însă partea aceasta de hotelieră, cum se zice, da? Eu zic că putem să stăm cu fruntea sus. Mă bucur foarte mult că există o idee unitară în ceea ce privește spitalele, da, din municipiu, care trebuie și ele modernizate atât în ce privește clădirile, cât și aparatura de acolo, dar m-aș bucura foarte mult să mai lucrăm și la partea asta cu corupția, cu șpăgile cerute prin spitale. Știți, domnule viceprimar, că ați fost de 2 ori la noi aici. Încetul cu încetul, nu. Eu zic că s-au făcut pași și încetul cu încetul se schimbă atitudinea. S-au făcut pași. Cel puțin acum am văzut, spre exemplu, că au mai început să publice pe site. Se publică pe site, se publică în toate ziarele locale, deci nu numai... Pentru că în lege scrie să se publice în monitorul.ro, în gov.ro și într-un ziar de circulație națională. Noi, la nivelul Craiovei, am hotărât să se publice orice anunț pe site-uri, pe site-ul primăriei și în toate cele ziarele care apar sub formă de hârtie, da, pe suport de hârtie, deci, în Craiova. Deci, iată, rămăsesem dator telespectatorilor. Aici a fost, să zicem așa, presa a avut un rol, să spunem, important și determinant în această chestie, dar trebuie să recunoașteți că și noi, cei din administrația locală, chiar am fost receptivi la semnalele pe care le-ați... Am avut noi acea inițiativă Transparența în Spitale și, într-un fel, rămăsesem dator telespectatorilor să spunem ce s-a făcut până la urmă, dacă proiectul a murit sau s-a întâmplat ceva. Ei bine, s-a întâmplat ceva. Noi voiam ceva mai mult, adică să apară și concursurile din perioada 2012-2015. Mai sunt organele abilitate să descopere dacă s-a întâmplat ceva în această perioadă, dacă s-au aranjat concursuri, dacă s-au luat șpăgi, dar cel puțin de la un anumit punct, și primăria a răspuns
inițiativei noastre, să fie mai transparente aceste concursuri. Deci, iată, doamnelor și domnilor, dacă cumva vreți să vedeți ce posturi se scot la concurs la spitalele din Craiova, este vorba despre, în primul rând, despre cele care aparțin municipalității, cele trei amintite deja, puteți intra pe fiecare instituții și acolo, la rubrica anunțuri, găsiți data la care se organizează concursul, metodologia, bibliografia și așa mai departe, dar nu numai atât, veți găsi și notele obținute de fiecare candidat în parte, cine face parte din comisia de concurs, cine a depus contestație, cum s-au rezolvat ele. Este un pas înainte, domnule viceprimar, și pentru asta țin să vă mulțumesc public. Bun, avem spitalele. A rămas să discutăm, spre exemplu, vorbeam despre nodul important rutier pe acest coridor european, care este Craiova. Și dacă tot am vorbit despre străzi, haideți să vorbim puțin și despre centuri ocolitoare. Chiar astăzi și poate să citiți Gazeta de Sud de mâine, m-am interesat ce se mai întâmplă cu anumite proiecte. Unul dintre ele este această centură ocolitoare a Craiovei de Sud, o avem pe cea de Nord. Din cea de Sud avem un tronson de doar 6 km care face legătura între DN6 Craiova-Caracal și DN65 Craiova-Pitești. Practic face legătura între cele două artere care merg spre București, una pe Sud și una pe Nord, pe Pitești și pe Caracal. Ei bine, acest proiect este în derulare și va fi în curând gata, în această toamnă mi s-a promis. Se mai lucrează doar la un pasaj peste calea ferată Craiova-Piatra-Olt. 80% din lucrări sunt gata, mai sunt 20%, probabil la 1 noiembrie va fi inaugurată și această parte. Un punct negativ ar putea să fie faptul că, din păcate, nu a fost continuată această centură de sud și nu a fost introdusă în acel master plan general de transport al României. Mă așteptam să fie, dar să sperăm că poate este băgat în perioada următoare pe vreo finanțare națională, buget național, având în vedere că nu este foarte mult de... Da, nu e vorba de sute de milioane de euro ca la autostrăzi și așa mai departe. Și ajungând în acest punct, trebuie să amintim că există și un proiect, da, într-adevăr, pe zona metropolitană, Filiașul, care văd că este prevăzut cu o centură ocolitoare. Într-adevăr, cei care merg spre Filiaș, în orele de vârf, văd că, trecând, evident, prin centrul orașului, sunt foarte multe treceri de pietoni, școli. Începe să devină aceeași problemă cu Balșul, cum este... Da. Până treci de bani și e cel mai greu, la fel și... Din fericire, am văzut că este prevăzut o centură ocolitoare, dacă nu mă înșel, sau s-ar putea să mă înșel, în fine, pe master planul general de transport, pentru că este un drum expres care va lega Craiova de Luguș în două etape. Din păcate, în 2032 am încercat această campanie, că tot a venit vorba de campanie publică pentru autostrada Olteniei Craiova-Luguș. În acest studiu toate partidele, reprezentanții de la toate partidele au fost de acord. Din păcate, poate că am nimerit într-un moment nefavorabil. Dar rămâne în continuare o dorință a noastră, a oltenilor, să avem o autostradă. Și rămâne în master plan autostrada către Pitești. Craiova-Pitești care... Craiova-Pitești. Când va fi gata Craiova-Pitești? Să sperăm cât mai repede. Au fost derulat de acum 2 ani, au încărcat în SEAP această practic parteneriat public-privat, da. Dar din păcate eu mă gândeam să nu cumva să pățim ce s-a întâmplat cu Comarnic Brașov. Tot pe parteneria public-privat, au amânat-o, nu se hotărăsc, până a reieșit că acele firme care voiau să o construiască nu era bancabil proiect. Nu aveam încredere că o să fie trafic. Din păcate, timpul nostru a expirat. Eu zic că pe această temă mai putem discuta, pentru că sunt proiecte pe care atât Primăria Craiova, cât și zona metropolitană le va dezvolta în perioada următoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cu plăcere. Mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare pentru știri. Până joi, eu vă spun la revedere.